comunicare și ca formă de creație, cred că poezia reprezintă deopotrivă activitatea inimii și activitatea minții. Cuvintele sunt, cred că, cea mai rezistentă parte a biologiei umane. Și de ce? Pentru că ele supraviețuiesc. Ele determină, fac ca oamenii să devină sau să capete memorie, să capete viață veșnică. Cuvintele prin reprezintă au o formă cea mai puțin materială formă și totodată cea mai mare doză de abstract. Dacă îmi amintesc acum un vers important, nu credeam să învăț, a murit vreodată, este așa cum ziceam referindu-mă la cuvinte, versul unui învingător sau versul unui om care a supraviețuit, al unui poet care a supraviețuit. Și de ce? Pentru că a exprimat într-un mod acut, aș zice cel mai acut, cel mai important lucru în literatura noastră. Cauza și sensul literaturii, aceea de acut. Și este importantă întâlnirea de astăzi, vis-a-vis de poezie, pentru că poezia acceptă, ea se comportă ca un organism uman, acceptă opinie și o biologie proprie, dar să nu uităm că organismul uman acceptă și o matematică proprie. Destinul unei opere literare, vis-a-vis de poezie, trebuie să se suprapună și cu destinul epocii în care trăim, și iată că întâlnirea de astăzi reflectă acest lucru. Eu m-am oprit la două poezii, una care, la care țin foarte mult, Decalogul unui om care vine și pleacă, și cealaltă, Poemul Sacrumului Ros. Adu-ți aminte că inima o poți folosi drept tămâie, dacă te grăbești și îți creștezi obrazul cu dragoste. Nu mai este glumă. Rănile ei sunt pierne roșii, femini străine sunt în primejdie de moarte. Râul din nod miroase ambră și moarte. Dar cel mai bine ar fi să prețuim ce ne-a dat Dumnezeu de felul neapărat o concluzie la unele chestiuni de moral. În viață sunt unele boli de care nu scap niciodată și sfârșești la fel, fie din principală, fie din unul nesărțit, dragostea și jocul de cărți, cu aceste epidemii omenești, calmantele își arată stângăcia. În viață să nu permiți un moment de neatenție, e sigur lovitura de grație, clipele pot fi înșelătoare și adevărul înșelător, depinde de cine scoate la lumină. Perseverență rămâne memoria. Afară și pentru medic tot una, plătește și calculează avansul, nu trebuie să-ți bați capul cu mine. Eu sunt cronicar. Unele lucruri sunt adevărate, altele trăite și celelalte nu sunt incluse în cronică pentru că nu prea ne interesează decât inima, de ea dispunem în viață, ea e voia Domnului, legile lor se cer a fi respectate. Nu te opri din pricina vremii. După cum vezi, dragostea e un terorist moral, depinde de împrejurări, întotdeauna se sprijină pe umărul stâng. Nu uita, alege visul, dacă e nevoie să-ți închipui ceva. Și a doua poezie, Poemul Sacrumului Ros. Thank you.
Mustrila nu spune nimic prin pulberea verii, iarba crește încet, viața o ia înainte misterii. Cel ce strigă are puține șanse și speranțe de a fi auzit, inima are urechi, mâinile numai lui, nu într-o constelație, pe drumul de țară, într-o cuvă istoritoare, cuvintele se numesc o mirare și se înaltă, adăpostindu-se în poșnetul salcomurilor de pe buzele tale.